genul programului Talk Show. Doamnelor și domnilor, bună seara, sunt Ana Maria Sanda, mă bucur să vă regăsesc la o nouă ediție a studioului electoral. Astăzi îi avem și pe cei de la PNL alături de noi. Adineauri, în urmă cu jumătate de oră i-am avut pe cei de la ALDE, sunt vârfurile de la Camera Deputaților, Dorin Gligor și Lucian Heiuș. Bună seara, domnilor, bine v-am găsit! Bună seara, bine v-am găsit și noi și pe cei care ne urmăresc. Bună seara, bine v-am regăsit! Voi începe cu începutul. Domnule Gligor, ieri a fost lansarea candidaților PNL la DEVA. Sunt voci care v-au criticat această acțiune. Dumneavoastră, cum vi s-a părut așa din interior? A fost una reușită sau a fost una nereușită? Cum susțin criticii dumneavoastră? Da, suntem o democrație și în pomul care face roade se dă cu pietre. Dar nu asta e important. Am avut ieri un meeting, e campanie electorală și o campanie electorală, spun eu, deosebită odată pornind de la faptul că legea nu mai permite nicio interacțiune materială între candidat și alegător. Ea presupune, cum e și normal, de altfel, mult dialog, multă discuție. Mai discutam chiar și în acest studio de televiziune despre faptul că alegerile sunt pentru alegători. Alegerile sunt pentru alegători și ei își caut acum în cine să investească încrederea, să-i reprezinte în Parlament. Și atunci vine el candidat în fața lor. E nevoie de multă comunicare cu alegătorii. Ori ieri a fost un eveniment al partidului nostru, un meeting în care ne-am prezentat candidații alături de peste 1000 de simpatizanți, membri de partid, și candidații au transmis, am transmis mesajele noastre. Am văzut și eu mulți candidați care nu reușesc să se înțeleagă acest mod de a face campanie și atunci fie discută de altceva, fie nu comunică în lipsa, să-i spun, suportului material interzis astăzi de lege. Există voci care susțineau că Alina Gorghiu n-a urcat pe scenă cu Mircea Muntean pentru că i-ar fi rușine cu el. Cum este? Și vă întreb pe amândoi, o să vă rog să-mi răspundeți. Bun, n-am înțeles așa ceva sub nicio formă, dar e campanie electorală, ea se umple de mult zgomot, cum ar fi și zgomotul ăsta, Calina, nu. Și ne-am bucurat ieri de prezența alături de noi a doamnei președinte, Alina Gorghiu, și a stat în rândul electoratului. Ea nu candidează aici. Doamna președintă candidează în Timiș și aici n-a urcat pe scenă. Pe scenă a urcat candidații. E extrem de simplu. Domnule Heiuș? Bun, pe mine mă distrează în general toate speculațiile care se fac și mai ales la participarea alături de noi al primarului Devei, a viceprimarului Devei și a întregii organizații a PSOR-ului din județul Hunedoara, când lucrurile sunt foarte simple. PSOR-ul nu a scos candidați și nu are listă de candidați în județul Hunedoara. Mircea Muntean, nu trebuie să uităm că a fost ani de zile președintele Partidului Național Liberal, ne leagă o prietenie de foarte mulți ani și face acest lucru, cum a spus și pe scenă, cu drag, pentru că în sângele lui este un sânge de liberal. Că la alte partide nu le convine, că ar fi vrut probabil să fie alături de dânsul, e problema lor. Da, pentru că la urma urmei, domnul Muntean este o mașinărie de adus voturi. Nu, domnul Mircea Muntean este un primar iubit. Sau un personaj care aduce voturi. Deva și care a câștigat încă o dată, dacă mai era nevoie să mai confirme în fața lui cineva, primăria Deva. Și este alături de noi și ne bucurăm că ne susține. Prezența doamnei Alina Gorghiu în județul Hunedoara, pe noi ca liberal, ne-a bucurat, este președintele nostru și a renunțat la o zi de campanie în județul Timiș, unde dânsa candidează și așa a venit să ne sprijine și care este un lucru pe care noi ne onorează. Iar faptul că a preferat să străie în public, în final, toate aceste meeting-uri reprezintă niște regii prin care se trimit niște simboluri. Iar simbolurile noastre sunt că noi trebuie să coborâm între oameni. Politica se face pentru oameni, ascultând oamenii, și trebuie să ducem în Parlament nevoile lor, problemele lor de acolo de jos, dintre ei.
Domnule Gligor, domnul Heiuș spunea de nevoile oamenilor care trebuie duse în Parlament. Care sunt în aceste săptămâni de campanie? Da, cunosc bine județul Hunedoara, dar înainte de campanie și aș sintetiza într-un cuvânt problemele oamenilor. Am trecut prin toate cele 69 de localități hunedorene. Indiferent că discutăm de sistemul educațional, că discutăm de sistemul de sănătate, că discutăm de infrastructură, că discutăm de locuri de muncă, că discutăm de efortul pe care îl faci la locul de muncă și cum e el răsplătit, de cum să reușești să te angajezi, cât de cinstită sau necinstită e această competiție. Dacă discutăm de dreptul proprietate, de proprietate asupra unui teren, asupra pădurii, de cât de dificil e să scoți, de exemplu, autorizație de construcție. Lumea spune un cuvânt, inechitate. Despre asta e vorba și atunci e nevoie, și știm ce avem de făcut în plan legislativ, e nevoie de legi, de legi bune, de legi pentru oameni și extrem de important să fim cu ei, să fim cu oamenii. Cam, și eu de mult timp discut, de ani de zile, de necesitatea normalizării comportamentului politic. Și asta înseamnă normalizarea comportamentului politic, pentru că legea trebuie să aducă un bine, legea trebuie să aducă un plus, legea trebuie să aducă o rațiune. De multe ori, legea aduce rațiune doar pentru unii și asta înseamnă inechitate. Domnule Heiuș, dar cum, ce le spuneți oamenilor? Pentru că oamenii din teren sunt convinși așa că politicianul trebuie să le dea lor locuri de muncă, politicianul trebuie să le facă lor o viață bună. Cum le explicați în termen pe care să înțeleagă absolut oricine că, de fapt, munca dumneavoastră este să faceți legi, nu să-i dați care, bineînțeles, acele legi ar urma să le aducă lor locurile de muncă și ar urma să le asigure traiul pe care și-l doresc cu toții? Bun, tot ceea ce spuneți dumneavoastră, de fapt, realizează televiziunile. Și dumneavoastră și toate celelalte televiziuni explică oamenilor care este rolul primarului, care este rolul parlamentarului, care este rolul ministrului. Eu, când mă întâlnesc cu oamenii, le spun foarte clar ceea ce o să fac eu în Parlament și nu le stau să le explic ceea ce care e rolul Parlamentului, pentru că majoritatea lumii știe. Eu am spus și am repetat de fiecare dată câte am ocazia că sunt un om care merge pe specializări stricte. Eu îmi doresc și noi în județul Hunedoara, Partidul Național Liberal, am mers pe acest principiu să avem reprezentanți, oameni care sunt foarte buni specialiști pe un domeniu. Iar domeniul în care eu mă pricep puțintel este domeniul fiscal și economic. Și atunci toată activitatea mea în Parlament se va fi calată, va fi direcționată spre acest domeniu. Și le explic oamenilor că dacă vom lua voturile dânșilor și vom face guvern în jurul Partidului Național Liberal, prima măsură pe care vom lua va fi generalizarea cotei unice de 16% la toate categoriile de impozite. Și ce mă refer la impozit pe venit, impozit pe profit, contribuțiile angajatului, contribuțiile angajatorului și, cel mai important, cota standard de TVA. Și de aici putem să discutăm cu oricine, oricât și să le explicăm ce bunăstare va aduce în buzunarul lor aceste măsuri. Angajatorii vor avea bani în plus pentru investiții sau pentru crearea locurilor de muncă, scăzând cheltuiala cu forța de muncă în total produs. Angajatul va primi niște bani în plus pentru că va plăti mai puțin contribuții și netul va crește, va ieși la suprafață evaziunea fiscală, va scădea prețul produsului, scăzând TVA-ul, care oricum acum este 20%, de la 1 ianuarie va fi 19%, noi vrem să ducem la 16%, va crește puterea de cumpărare. Sunt multe lucruri care vor fi pozitive, doar printr-o singură măsură pe care noi vrem să o luăm în primele luni de guvernare. Trebuie să luăm publicitate și continuăm după. Thank you.
Sunt Lucian Heiuș, m-am născut și trăiesc aici în Orășlie, la foalele munților dacilor. Și sunt unul din cei 100 de parlamentari noi ai Partidului Național Liberal. Hunedoara are nevoie de o schimbare. România are nevoie de o schimbare. Iar schimbarea trebuie să înceapă cu noi înșine. Tinerii sunt viitorul României. Dacă noi astăzi nu vom gândi programe și proiecte pentru ei, România nu va putea merge înainte. Dacă vom continua să-i mințim, să-i păcălim, să le creăm iluzii false, țara aceasta nu va progresa niciodată. Partidul Național Liberal, prin programul său de guvernare, va avea grijă de pensionari. Trebuie să nu-i mai mințim. Mie mi-ar fi greu să mint mama și să-i spun că astăzi îi dau 100 de lei, dar să nu am garanția că peste ani va primi pensia la timp și corect. Pensia trebuie să fie calculată în funcție de anii pe care i-am muncit. Cum la fel, trebuie să existe în România un sistem de sănătate bine pus la punct, ca atunci când ei se îmbolnăvesc, să meargă să fie tratați corespunzător și să fie sănătoși câte zile mai au ca să aibă grijă de copiii și nepoților. Partidul Național Liberal are forța de a duce România înainte. Societatea românească are nevoie de o schimbare, iar schimbarea nu se poate face decât pe baza celor patru piloni ai dreptei. Cetățean, familie, credință, țară. Domnilor și domnilor, am revenit în direct. Domnule Gligor, dacă dumneavoastră veți ajunge în Parlament, care sunt inițiativele pe care dumneavoastră le veți promova, primele? Să înțeleagă extrem de clar, ai nevoie de voință politică în Parlament. Voi vota inițiativele Partidului Național Liberal, categoric. Dacă unii spun, voi merge acolo și voi face altceva, atunci nu înțeleg despre ce-i vorba în Parlament. E nevoie, în schimb, de o muncă și în partid. În partid, de a-ți convinge colegii despre proiectele tale. Acum și înainte de publicitate spunea colegul Heiuș de cota unică, ce înseamnă și ce impact are ea, că discutăm de TVA, că discutăm de impozite, dar asta e prima măsură a Partidului Național Liberal, iar în ceea ce privește pensiile, eliminarea impozitului pe pensii. Dar vreau să vă spun extrem de clar că îi voi reprezenta cinstit pe hunedoreni și voi duce problemele noastre în Parlamentul României alături de colegii mei. Care sunt alte probleme semnalate de hunedoreni, domnule Hiuș? Hunedorenii, ca și toți locuitorii României, de fapt își doresc un trai mai bun. Ei vor să, ca noi parlamentarii, să le creăm bunăstare, să le ducem bunăstarea în familie și în viața lor de zi cu zi. Ei, acest lucru se poate face doar dacă vom realiza un cadru legislativ care să permită dezvoltarea fiecăruia dintre noi. Dacă îl luăm de la tineri, trebuie să avem un cadru legislativ corect care să permită ca tinerii să-și învețe în școli corespunzătoare, să-și aleagă meseria care îi se potrivește și care poate să o practice, să-și găsească un loc de muncă, să fie bine plătiți. Când ajung la maturitate, să le putem crea un cadru legislativ în care să-și poată construi sau cumpăra o casă, iar când ajung la bătrânețe, să aibă o pensie corectă, calculată în funcție de anii pe care i-au muncit și de contribuția pe care au avut-o. Trebuie să renunțăm, și asta este iarăși o inițiativă a Partidului Național Liberal, la aceste privilegii create artificial și în special în domeniul pensiilor speciale. Și primul lucru pe care noi o să încercăm să-l votăm, sau printre primele legi, este eliminarea pensiilor parlamentarilor. Partidul Național Liberal nu a votat pensiile parlamentarilor, le-a votat PSD-ul și vrem ca aceste legi, aceste pensii, printr-o lege foarte clară, să fie anulate, iar banii care se economisesc să fie duși spre sănătate, spre creșterea salariilor medicilor și asistentelor din spitale din România. Domnule Gligor, se vorbește foarte mult despre tinerii,
foarte mulți care sunt plecați în afară și se încearcă cumva crearea de proiecte menite să-i aducă în țară. Cum ați încercat dumneavoastră și, bineînțeles, Partidul Național Liberal să-i aducă pe acești oameni înapoi acasă? Am mai spus-o de multe ori, putem reuși doar împreună, pentru că campaniile din România, marcate fie de excesiv doar ce facem pentru pensionari sau excesiv ce facem pentru alte categorii sociale. În orice societate normală, modernă, tinerii sunt motorul societății. S-a discutat zilele astea mult de legea salarizării unitare și asta ar însemna un echilibru în ceea ce înseamnă veniturile în România, mult disproporționate, ori tinerii își găsesc greu un loc în România. Sunt astăzi, nu neapărat doar tineri, aproximativ 3 milioane de români care muncesc în Europa, generând venituri pentru alte state decât România, majoritatea crescuți și pregătiți în România. Și cred că de asta de bună perioadă de timp, ei n-au plecat sau nu pleacă neapărat și un fenomen de ani și ani de zile. El s-a accelerat odată cu intrarea în Uniunea Europeană, cu dreptul la libera circulație. Tinerii n-au fost băgați în seamă în țara lor. Nu neapărat diferențele salariale uriașe. Eu am întâlnit și cred că asta e o mentalitate extrem de corectă la tineri. Câștig astăzi cât câștig, apreciază munca și dacă îmi fac treaba, lasă-mă să câștig la mine în țară. Nu. Spiritul ăsta n-a funcționat, tinerii n-au fost investiți cu încredere și eu cred că asta e marea problemă. Și atunci, odată e programul de start-up-uri al Partidului Național Liberal și asta e extrem de important. Dacă te întorci acasă, să poți să-ți deschizi o afacere, dar asta... Și să-i sprijin din partea statului, da, să nu ai piedici, da? Asta înseamnă start-up, adică sprijinul pentru start, pe de o parte, da, și pentru cei ce sunt aici, pentru că altfel ai pune un sistem de genul, păi pleacă iar dincolo... favoriza pe unii pleacă dincolo și vine înapoi și îți dau atunci. Nu. Și asta înseamnă un climat corect, un climat corect în țară în care tinerii pot să-și valorifice potențialul. Domnule Hioș, cum poate fi scoasă la vot generația Facebook, aia care nu iese la vot? Cum o poate scoate PNL-ul din casă? Haideți să spun, problema asta și-o pun cred că toate partidele. Și aici ajungem, cred că din punctul meu de vedere, fără să fiu un mare sociolog sau fără să studiez mult fenomenul, că nu mă pricep și nu vreau să fac lucruri care nu le știu, cred că este de încrederea pe care reușim noi să o transmitem celor care folosesc ca și sursă principală de informare Facebook-ul. Dar când spuneți dumneavoastră Facebook, să știți că faceți o greșeală dacă vă gândiți că pe Facebook la ora actuală stau doar tine. Dar în marea majoritate vreau să vă dau o cifră. Tineri. La ora actuală, în județul Hunedoara, există undeva în jur de aproape 60.000 de utilizatori de Facebook. Deci oameni care au cont deschis pe Facebook. Toate de la oameni de la 70 de ani până la tineri care nici măcar nu votează. Facebook-ul este o sursă de informare, dar nu este suficientă. Informația... A fost suficientă pentru a-l da pe Iohannis președinte. Vă înșelați. A fost doar o bucățică care a dus la schimbarea unei... guvernări la nivelul președinției, că nu putem spune de guvernare, ci a contat și Facebook ca și mijloc de comunicare. Și noi folosim, bineînțeles ca și partid, Facebook ca să ne încercăm să ne transmitem mesajele. Dar, repet, nu este suficient. Dacă mesajul pe care îl transmiți pe Facebook, prin televiziune, prin radio sau prin presă, sau atunci când vorbești cu oamenii, nu este corect, dacă oamenii te simt că tu nu ești sincer cu ei, prin postarea pe care o pui pe Facebook sau prin discuția pe care o ai când te întâlnești cu el față în față, în momentul în care dai mâna cu el, nu simte că strângerea ta de mână este una cinstită și corectă și sinceră față de el, nu o să-l convingi niciodată, indiferent ce o să-i spui sau ce o să-i promiți sau ce o să-i minți. Dan te spunea la un moment dat că adevărul este acru și că minciuna este dulce.
Da, dar am ajuns în România în care nu putem să mai acceptăm minciuni oricât a fi de dulce, știind că de fapt adevărul este altul. Și noi, eu, colegul meu Dorin Gligor și toți membrii Partidului Național Liberal din România am luat o decizie radicală să spunem oamenilor doar ceea ce se poate face, să schimbăm modul în care se fac campanii electorale, modul în care se spun promisiunile și să ne diferențiem clar de PSD, care nu face altceva de 26 de ani decât promite lucruri pe care știe sigur că nu le poate realiza, iar minciuna a devenit în cazul lor sloganul numărul 1 în campanie. Domnule Gligor, sunt tensiuni în PNL, deoarece sunt tot așa foarte multe voci care susțin că cei din PSD nu au nevoie să-și facă campanie, că se ceartă cei din PNL destul. A, sunt nicio formă și cred că mă întrebați aici de organizația județeană. Da, de organizația județeană. Nu, e muncim să câștigăm încrederea unedorenilor și eu cred că asta e tot în ceea ce pot să spun despre eventuale. Și reușiți să arătați ca o echipă unită? Sunt nicio formă. Haideți da. Să vă spun eu, de fapt. Spuneți. Tot ceea ce spuneți dumneavoastră, într-adevăr, se circulă pe piață și sunt aruncate de către cine? De către adversarii noștri politici. Dar pe mine, pe Dorin, pe Carmen Hărău, pe Oana, pe Marcel Goia, ne bucură acest lucru pentru că nu au ce să spună altceva de noi. Decât înseamnă că vă certați între dumneavoastră. Care nu este un adevăr. Înseamnă că toți suntem oameni onești, toți suntem oameni corecți, toți suntem profesioniști în ceea ce am făcut și atunci ce să spui? Păi n-am ce să spun despre ăla. Spun că, că se ceartă e undeva. Este bine. PSD-iști, mergeți înainte pe varianta asta, că în 11 decembrie o să aveți o mare surpriză. Domnule Gligor, legat de Valea Jiului, de minerit, ce se mai poate face? Da, dacă vă referiți aici la complexul energetic Hunedoara, da. Sper că întrebarea asta a spus-o și celor din, din PSD. Cei din PSD nu vorbesc cu mine. Nu, e normal să o puneți, pentru că în 2012, și eu cred că aici se face o eroare fundamentală în campanii, adică n-avem predictibilitate în... Ai cerut încrederea hunedorenilor și mi-amintesc la momentul respectiv, în 2012, în alegerile parlamentare s-a cerut foarte mult pe complexul energetic. Vom face complexul energetic să meargă așa cum n-a funcționat niciodată de bine. Din păcate, el a fost dus până în pragul falimentului. Și am mai spus-o, de atâtea ori eu cred că soluția corectă pentru complexul energetic este crearea mixului de energie în România. În situația în care au ajuns ei acum, cu tehnologia care o au și categoric extracția de cărbune e să genereze energie pe bază de ca resursă uilă avem noi aici, alături de hidro sau alături de energia eoliană, eu mai zic și atunci un mix de energie, companie care să nu genereze energie dintr-un singur tip de resursă, eu cred că asta e soluția pentru complexul energetic Hunedoara. Și să se fure mai puțin de la complexul energetic Hunedoara. Asta, și să nu mai fie făcute numiri politice. Din punctul meu de vedere, și asta le-am tot discutat și am atras atenția asupra pericolelor generate în bunul mers a complexului, politizarea extrem de nocivă, adică intervenția care nu anulează politicul în minerit? Sub nicio formă, dar eu cred că apelurile astea ale mele au fost continue, indiferent că am fost la putere sau că am fost în opoziție și când am fost la putere n-am avut nicio imixtiune în actul profesional, în actul managerial. Pe de o parte, cine este cel mai vinovat din punctul nostru de vedere pentru starea în care se află au fost discuții de-a lungul timpului, să spun clarul vinovat e X sau Y. Nu știu, în urmă cu un an de zile a venit un an și un pic, în vara trecută, ministrul Gerea, nu știu, candidează acum pe undeva pe la PSD sau pe la ALDE, nu rețin, și am avut o analiză extrem de interesantă a ceea ce se întâmplă. Mi-a dat dreptate.
un manageriat extrem de prost și aici o serie de factori generat de politizare. În 2012 costurile scăzuseră, crescuse productivitatea muncii. După 2012, când politizarea a devenit excesivă, managementul n-a mai fost orientat înspre parametrii economici, ci spre satisfacerea celor ce din birourile de partid au numit persoane la conducerea complexului energetic. N-am fost noi aceia. Suntem pe ultimele minute din emisiune. O să vă rog pe amândoi, prima dată pe domnul Heiuș și după aceea pe dumneavoastră, să adresați un mesaj celor de acasă, din fața televizoarelor. Domnule Heiuș? Și eu și domnul Gligor facem parte din cei 100 de parlamentari noi a Partidului Național Liberal. Poate că o să facem treaba mai bună decât cei dinaintea noastră. Poate că nu. Dar credeți-ne că mergem cu sufletul curat, ne rugăm în fiecare seară la Dumnezeu să ne ajute, să ne dea suficientă înțelepciune, încât după 4 ani, când o să venim din nou să le cerem votul, să fim bine primiți de ei și să spună da, într-adevăr, Partidul Național Liberal a făcut o decizie bună când ne-a promovat pe noi și ne-a pus pe locurile eligibile spre Camera Deputaților. Domnule Gligor? I-am ascultat pe hunedorenii de aici, de la Deva și până în Valea Jiului, la Petroșani, la Lupeni, de la Țebea, la Sarmi, Segetuza, și eu cred că esența acestor alegeri e cine îi reprezintă pe hunedoreni la București și spune în Parlamentul României, hunedorenii sunt aici. Domnilor, eu vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Vă mai aștept și cu altă ocazie, poate și după 12 decembrie, când veți fi deputați cu voi, cei de acasă. Ne vedem mâine. La revedere! Zece ani am lucrat la fabrica de blănuri Vidra din Orăștie, din care 3 ani director comercial. Când am plecat, aveam 35 de ani și în această întreprindere lucrau 1800 de oameni. Astăzi a devenit o ruină. În 11 ani am fost director în sistemul fiscal românesc. Experiența pe care am acumulat-o o să o folosesc în Parlamentul României pentru a simplifica sistemul fiscal și pentru a reclădi relația dintre ANAF și contribuabil. Programul de guvernare a Partidului Național Liberal prevede 1. Generalizarea cotei unice de 16% la toate categoriile de impozite și taxe. 16% pentru impozit pe venit, 16% impozit pe profit, 16% contribuție angajat, 16% contribuție angajator, 16% cota standard de TVA. De asemenea, ne dorim reducerea cu 50% a numărului de impozite și taxe, eliminarea impozitării tuturor categoriilor de pensii, aprobarea legii salarizării unitare și, în același timp, reformarea relației ANAF-contribuabil.